ochelari de mot, ca să nu-i spunem ochelari de soare. Iată, uite ce se întâmplă cu băieții care nu au fost cuminți. Sunt supuși unei spălături pe cinste, unul cel de duș, de la multă spumă și multă răcoare, multă bună dispoziție la spălătoria de bărbați. Cine e gata să urce următorul pe scenă? Domnilor, așa o puteți încurca și voi, dacă nu ați fost cuminți. Bine, Vlasa! Cine nu-și dorește să intre sub un jet de apă cu 4-5 fete deodată, sunt foarte curios. Un singur lucru vă poate ține de o bază.